Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune de religie. Pentru că ne aflăm deja în luna septembrie, dedicăm această emisiune începutului anului bisericesc. Vom vorbi împreună cu Părintele Florin Fodoruț de la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Satu Mare despre semnificația acestui moment de început al noului an bisericesc. Bine ați venit, Părinte! Bine v-am regăsit! Este un moment important cu multiple semnificații în viața bisericii, în viața credincioșilor. E ca și un punct așa forte, un început. De fapt, așa se și numește, începutul anului bisericesc. Explicați-ne și nouă și telespectatorilor noștri de ce este ales acest moment pentru tot ce ține de activitatea bisericii. Ar trebui să fie un punct forte, din păcate nu prea este trăit la adevărata lui semnificație, deoarece mai popular și mai simțit este momentul de 1 ianuarie, ca început al unui nou an, lumea îl simte mai bine acest moment, al începutului anului civil, la 1 ianuarie. Cert este că în această parte de Europa, unde trăim și noi, încă din secolul V, 1 septembrie a însemnat un început al anului și civil, pentru foarte mult timp. Apoi, mă rog, concordarea cu calendarul apusian, care a avut inițial începutul anului în 24 decembrie, iar apoi mutat la 1 ianuarie, s-a făcut ca să fie peste tot în Europa și în lumea occidentală, vrem să spunem, începutul anului civil ca 1 ianuarie. Dar pentru noi creștini a rămas această amintire și în calendarul bisericesc, când noi începem anul cu la 1 septembrie. De ce 1 septembrie? Da, pentru că ar fi tentată lumea să zică de ce nu încep toate lucrurile cu începutul, adică cu 1 ianuarie, cu ziua de luni, așa știm că e prima zi din săptămână, și multe alte lucruri. Este ceva pe dos față de cum suntem noi obișnuit? Se mișcă, biserica are un timp anume față de ceea ce noi știm că este anul civil? Acum câteva, să spunem, clarificări din punct de vedere al semnificației. De ce 1 septembrie? 1 septembrie este ziua pe care în vechiul calendar evreiesc însemna sau se semnifica începutul creației lumii de către Dumnezeu. Dumnezeu a creat lumea la 1 septembrie, a zis să fie lumină, prima zi a creației. Și apoi au urmat 6 zile de creație, a 7-a s-a odihnit, iar în amintirea acestui început al anului în tradiția iudaică, și biserica pomenește începutul anului bisericesc la 1 septembrie. De aceea, dar este foarte important următorul aspect. Calendarul bisericii are o dublă dinamică, dacă vreți. Timpul, pentru că atunci când vorbim de calendar, vorbim despre timp. Să vedem despre măsurarea timpului. Exact. Timpul bisericii, sau biserica măsoară timp un pic altfel decât lumea laică, ca să spunem așa. Îl măsoară într-o dinamică lineară, în primul rând. Începe la 1 septembrie și se termină la 31 august. Dar și într-o dinamică ciclică, care este dată de data Paștelui. Deci avem, practic, în calendarul bisericii o întrepătrundere, una lineară, de la un capăt la altul, de la 1 ianuarie la 31 august, și una ciclică, care este dată de data Paștelui și sărbătorile care apar în funcție de data Paștelui. De exemplu, în funcție de data Paștelui avem sărbătoarea Înălțării Domnului, a Rusalilor, și apoi în funcție de data Rusalilor avem și toate duminicile de peste an, a 1-a, a 2-a, a 3-a, a 4-a, până la 25-a după Rusalii. Care ar trebui explicate un pic de ce se numerotează așa. Se numerotează în funcție de data Rusalilor, de duminica Rusalilor. Deci avem, dacă ar fi să ne imaginăm în spațiu sau printr-o imagine calendarul, ar trebui să ne imaginăm mai degrabă sub formă elicoidală. Adică, pornește dintr-un punct 1 septembrie și merge într-o spirală până la 31 august și pe de-a lungul acestei spirale
avem sărbătorile fixe de peste an, întotdeauna în aceeași dată, 25 decembrie, întotdeauna nașterea ianuarie. Domnului, 6 ianuarie, 6 ianuarie, botezul Domnului, 25 martie, Buna Vestire și așa mai departe. Și avem, pe de altă parte, sărbătorile acestea mobile, care se mișcă pe această spirală în funcție de data Paștelui. Data Paștelui, care se calculează și în funcție de calendarul vechi ebraic, și anume mai degrabă de calendarul lunar, nu de calendarul solar. Calendarul lunar spune că prima duminică cu lună plină, după echinopțiul de primăvară, este duminica Paștelui. Și atunci, în funcție de luna plină, de dinamica lunii de-a lungul anului, noi avem această dată foarte mobilă a Paștelui. Este interesantă, dar și faptul că 1 septembrie pune așa, dă startul, să zic așa, anul bisericesc se află sub ocrotirea Maicii Domnului. Mm-hmm. Cel puțin începe cu o sărbătoare închinată Maicii Domnului, a nașterii Maicii Domnului, și se încheie tot așa cu o altă sărbătoare, cea a adormirii Maicii Domnului pe 15 august. Mm-hmm. Anul bisericesc are, să spunem, 12 mari sărbători, care avem mai multe sărbători noi, dar avem 12 mari sărbători, care se numește sărbători împărătești, și care începe cu nașterea Maicii Domnului în 8 septembrie, se termină cu 15, așa cum a spus, adormirea Maicii Domnului. Deci, iată, Maica Domnului încadrează cumva anul bisericesc de la un capăt la altul. Dar această prezență a Maicii Domnului are o semnificație foarte importantă pentru noi creștini, și anume, ne apropiem puțin de cifre, pentru că numerele au importanță. Chiar asta vreau să vă întreb, de ce data de 8 septembrie? Mm-hmm. De ce nu 15? De ce a fost aleasă 15 pentru adormirea Maicii Domnului? De ce aceste date? În cazul nașterii Maicii Domnului, data de 8 septembrie, aici este, nu știm în ce dată s-a născut Maica Domnului, deci nu avem mărturii despre data exactă. Deci, data de 8 septembrie este o alegere a bisericii și corespunde cu închinarea unei biserici închinate locului în care Maica Domnului s-a născut, în Țara Sfântă. Dar data de 8 are o semnificație importantă, și anume cifrele au o importanță în biserică. Cifra 7 este cifra perfecțiunii. Și vedem cum Dumnezeu creează lumea în 7 zile. 6 sunt zilele lucrătoare, și aici avem altă simbologie a cifrei 6, și 7 sunt zilele săptămânii. Noi avem cifra 8 ca și zi a nașterii Maicii Domnului, deoarece așa cum Dumnezeu a creat lumea aceasta vizibilă, care merge înspre moarte, merge înspre distrugere din cauza păcatului lui Adam și a lui Eva și a noastră, și păcatelor noastre care le reiterăm pe cele ale lui Adam și a lui Eva, Dumnezeu face o creație nouă. Intervine din nou în istoria omenirii și creează o lume nouă, cea care va găzdui pe Fiul Său, Iisus Hristos. De aceea biserica numește pe Maica Domnului și cer însuflețit sau templu însuflețit. Pentru că așa cum cerul îl cuprinde pe Dumnezeu, în infinitatea sa, și Maica Domnului, un trup însuflețit fiind, prin faptul că devine vasul în care Dumnezeu se întrupează în Fiul Său, Iisus Hristos, devine cer însuflețit în mod simbolic, în sensul că îl cuprinde pe Dumnezeu cel ce este necuprins. Iată așadar, cifra 8 indică creația nouă, o nouă zi, o nouă primă zi a unei noi creații, care corespund, are legătură și cu data și cu ziua duminicii. Noi știm că ziua duminicii nu este ziua a șaptea. Ziua a șaptea este ziua sâmbetei, care a avut întotdeauna în istoria bisericii un loc aparte în calendar. Și în cadrul lecturilor care se fac peste săptămână la biserică, dacă aveți curiozitatea să ascultați întotdeauna pericopele evanghelice din timpul săptămânii și cele ale apostolului, noi avem o lectură lineară a pericopelor. Astfel avem, dacă lunea se începe cu
capitolul 3 de la Marcu se continuă 4-5 până când se ajungem sâmbătă. Însă sâmbăta, tema Evangheliei de sâmbătă, nu este în continuare cu ceea ce s-a citit peste săptămână, ci are legătură cu duminica. Deci sâmbăta și duminica, în tradiția bisericii noastre, au un loc aparte, deci au o sfințenie deosebită. Deci ziua 7 este ziua sâmbete, ziua 8 este ziua duminicii, adică a unei noi creații, pentru că Iisus Hristos înviind introduce lumea într-o nouă perspectivă, în cea a escatologică, adică cea a sfârșitului timpului, pentru că El se face începător al vieții veșnice și al învierii morților. De aceea duminica, pentru noi creștini, este o zi cu totul aparte, nu este o zi istorică. Și aici cred că vom discuta puțin despre cele două dimensiuni ale timpului. Pentru că noi, din păcate, suntem prinși în acest timp cronologic. Noi numim viața, dinamica sau mișcarea de la concepere până la moarte. Și acesta este timpul cronologic. Mișcarea aceasta de la concepere până la moarte, noi o numim viață. Așa experimentăm noi ca fiind viață. Pentru că experimentăm cu simțurile și alte experiențe nu avem cu simțurile, decât aceea că omul se naște și se mișcă o perioadă de timp și apoi moare. Aceasta noi numim viață. Însă există și acest timp se numește timpul istoric sau timpul cronologic, de la chronos în limba greacă. Dar apoi mai este, pentru cei care cred în Dumnezeu, mai este un alt timp. Și acel timp se numește timpul lui Dumnezeu sau timpul mântuirii sau timpul veșnic sau timpul, de la un cuvânt grecesc, kairotic. În timpul oportun, adică al întâlnirii între creație și Dumnezeu. Deci avem pe de o parte, în experiența de zi cu zi, un timp linear care merge pe orizontală și avem un timp vertical, formând o cruce. Timpul acesta vertical îl numim timpul lui Dumnezeu. Până la Iisus Hristos, până la venirea lui Iisus Hristos, noi vedem în Sfânta Scriptură, că Dumnezeu intervine din când în când în istoria poporului evreiesc. Face minuni, îl cheamă pe Avram, înainte pe Noe, apoi pe Avram, apoi își alege un popor, îl scoate din Egipt, face minunile scoțându-l din Egipt, trimite plăgile și așa mai departe, îi dă o țară și toate intervențiile lui Dumnezeu în istoria, deci în timpul acesta care se scurge spre sfârșit, spre moarte, Dumnezeu intervine din când în când, creând niște breșe în acest timp, de sus în jos. Până la Iisus Hristos, când deja Dumnezeu nu mai stă în afara istoriei intervenind de sus în jos, ci se face istorie. Devine om care se naște într-o zi anume, moare într-o zi anume, trăiește un timp pe acest pământ. Și de atunci, prin învierea lui Iisus Hristos, Dumnezeu este prezent în fiecare zi. De aceea când se înalță Iisus, iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul timpurilor. Deci prezența lui Dumnezeu în lume este constantă. Și de atunci, deci de la Iisus Hristos și până la sfârșitul lumii, timpul lui Dumnezeu sau timpul kairotic se întrepătrunde cu timpul uman și merg în paralel sau îl conduce timpul uman. De aceea e foarte important noi să înțelegem următoarele lucruri, că toate sărbătorile de peste an, din anul acesta bisericesc, de la 1 septembrie până la 31 august, sunt toate celebrări ale prezenței lui Dumnezeu în istorie într-o formă sau alta. Dumnezeu este prezent în istorie atunci când o alege pe mama sa din părinții Joachim și Ana la 8 septembrie și noi celebrăm această intervenție a lui Dumnezeu care își pregătește un vas, o carte pe care se scrie cuvântul său cel veșnic, adică pe Iisus Hristos. Își pregătește o cădelniță, spune așa de frumos vecernia sărbătorii nașterii Domnului. Maica Domnului este cădelnița cărbunelui celui aprins, care împrăștie mireasma bine mirositoare a Spiritului Sfânt. Deci, Dumnezeu își gătește o cămară în care să se coboare pâinea
cea veșnică. Își gătește un potir în care să stea vinul care însetează orice sete a omului. Deci toate aceste imagini sunt celebrări biserica, noi credincioșii. Vedem, dincolo de simțuri, cu un alt simț, un simț lăuntric, care este cel al credinței, vedem dincolo de experiența istoriei, care ne arată că timpul merge în mod tragic spre moarte, omul de credință vede că timpul nu merge spre moarte, ci merge spre viața cea veșnică. Și această istorie o celebrează. Atunci când cuprinde și mersul pe orizontală cu cel pe vertical. Pe vertical. De aceea timpul, calendarul bisericii este o întrepătrundere, pe de o parte, surprinde această experiență comună a omului că timpul trece, merge linear, avem încă un an, anul 2015 al Domnului, aceasta este experiența timpului linear, dar în tot acest... În acest timp care merge spre moarte, noi experimentăm prezența lui Dumnezeu în lume și a împărăției sale. Pentru că de la Iisus Hristos, Dumnezeu este prezent împreună cu noi în toate zilele. Și se spune că și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și-ar fi început activitatea sa de propovăduire tot de la 1 septembrie. Da, da. În sinagoga de la Nazaret, atunci când când a început pentru prima dată și s-a dat sulul de la Isaia, Iisus Hristos citește acest text în care spune că Spiritul Domnului este peste mine și am venit ca să propovăduiesc orbilor vederea, surzilor așa mai departe, ologilor sănătatea, robilor dezrobirea, să vestesc un an bineplăcut Domnului. Acest lucru l-a spus Iisus Hristos în sinagoga din Nazaret la 1 septembrie. La 1 septembrie se spune că tot Moise a primit legea pe muntele Sinai și astfel noi creștinii spunem că la 1 septembrie primim legea cea nouă, care este legea iubirii, împlinirea legii vechi. Iar la evrei tot așa celebrau această zi și în amintirea potolirii apelor, potopului, da, atunci când s-a oprit și arca lui Noe. Iar noi creștinii vedem cum lumea a fost mântuită prin botez. Sau începe o nouă creație, așa cum după Noe a început o nouă lume, o lume spălată de apele potopului, o lume în care cei care urmau să se înmulțească erau fiii lui Noe, un om drept, și astfel Dumnezeu spera din nou într-o creație și într-o omenire mai ascultătoare față de voința sa. Noi, prin botez, prin apa botezului, toți cei botezați, nădăjduim că vor fi din nou o nouă creație a lui Dumnezeu, mai bună, mai ascultătoare față de planul său. Și acum când începem noul an bisericesc, iarăși este structurat interesant, cum a spus și dumneavoastră, până la Sfintele Paști și după Sfintele Paști avem aceste duminici când este prevăzută o Evanghelie, să se citească o Evanghelie și tot așa un anumit tip de a fi numerotate duminicile de peste an. Aici iarăși dacă ne-ați putea explica... Da. Avem, să spunem așa, timpul merge, adică anul liturgic, care, anul bisericesc, că trebuie făcut o deosebire, anul bisericesc care sărbătorile aceste fixe, cu dată fixă, da, așa, care le avem și sărbători de sfinți și sărbători importante. Dar apoi, la un moment dat, se întrepătrunde cu calendarul lunar care este dat de data Paștelui, acea dimensiune ciclică pe care noi o vedem, și care la un moment dat intervine în calendarul acesta mineal sau linear de luni și modifică duminicile în funcție de data Paștelui. Noi vedem în calendar că scrie duminica a doua după Rusalii sau alte și alte duminici, tot așa, cu în care De ce după Rusalii? Pentru că trebuie să înțelegem că istoria mântuirii, ceea ce Dumnezeu face nu doar în Iisus Hristos, cel care se întrupează, pentru că El, după ce se înalță la ceruri, spune, vă voi trimite un alt
mângâietor care vă va arăta tot și vă va învăța tot ceea ce eu v-am învățat. Vă va desluși tot ceea ce eu v-am învățat. Deci rolul Spiritului Sfânt este acela de a face mai clar, mai vizibil, mai pe înțelesul omului în istorie ceea ce Iisus Hristos a făcut odată pentru totdeauna în mod definitiv în cei 3 ani de predicare și prin patima și moartea și învierea sa. Deci avem acest rol al Spiritului Sfânt care lucrează în istorie și de aceea noi numerotăm duminicile după sărbătoarea Rusalilor, când noi la Rusale știm că Spiritul Sfânt se coboară peste biserică și devine lucrător. Efectele acestei coborâri a Spiritului Sfânt peste biserică, noi le deslușim în toate duminicile care urmează după. De aceea Evanghelile ne încearcă să ne arate același mister, aceeași taină, din mai multe puncte de vedere. În fiecare duminică noi contemplăm adevărul care este Iisus Hristos cel întrupat, dar din mai multe puncte de vedere. Din perspectiva unei femei gârbove care a fost vindecată, din perspectiva unui tată care își găsește fiul mort și vine la Iisus Hristos și cere să-l învie, din perspectiva unei pilde care o spune Iisus Hristos și așa mai departe, pentru că adevărul lui Hristos este foarte complex și Evanghelia este, se adresează tuturor oamenilor, este universală, de aceea trebuie contemplată și înțeleasă din mai multe puncte de vedere. Și aceste puncte de vedere sau teme pe care, la care noi suntem invitați să medităm, ne sunt date de către pericopele evanghelice și ale apostolului și nu numai, ale duminicilor de după Rusalii. Da, așa e. Se dă și pericopa evanghelică sau se spune vindecării slăbănogului. Exact, sau a pildei împărăției sau a fiului risipitor. Sau, așa, fiecare duminică are un nume pe lângă numerotarea aceasta, 13 după Rusalii, a 2 după Rusalii, are și un, și un nume, a, de exemplu, a vierilor celor necredincioși sau așa mai departe. Deci are un nume în funcție de pericopa evanghelică ce se citește în acea duminică. Și tot acum, în această ordine, acest mod de a măsura timpul, sunt și ceasurile. Ceasul întâi, ceasul a doilea, ceasul a treilea. Iarăși, explicați-ne cum sunt alcătuite aceste ceasuri. La rândul ziua liturgică sau ziua creștinului are o logică un pic diferită de cea laică, să spunem așa. Cea, pentru noi ziua începe la ora 12 noaptea, se termină vechea zi, începe la 12 și o secundă, este ziua următoare. Pentru creștin nu așa este începutul zilei. Asta nici pentru evreu. Deci Biblia respectă oarecum ceea ce se spune în Cartea Genezei atunci când Dumnezeu creează lumea. Și când Dumnezeu creează lumea, citim, dacă ascultătorii noștri au vreo curiozitate, se deschide primele pagini ale Bibliei și acolo scrie că și-a fost seară și-a fost dimineață, ziua întâi. Și la fiecare, după ce Dumnezeu face ceva în ziua respectivă, se încheie ziua spunând: a fost seară, a fost dimineață, ziua respectivă, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea. Deci, iată că în Scriptură, când Dumnezeu creează, începe creația seara și o termină a doua zi. Deci, pentru creștin, pentru evreu și pentru creștin, ziua începe seara, cu apusul soarelui. Atunci avem și orele acestea despre care spuneați. Și prima slujbă a creștinului este cea de mulțumire pentru lumină sau vecernia. Vecernia nu înseamnă altceva decât slujba de mulțumire pentru lumină. Vesperele în limba latină, în limbele noastre, vecernia. Deci, prima slujbă este vecernia, apoi urmează mezonoptica și apoi avem ceasurile de peste zi, ceasul întâi dimineața când ne trezim din somn, ceasul al treilea la ora 9, ceasul al șaselea la ora 12, ceasul al nouălea la ora 3 după masa, ca apoi totul să se termine înainte de vecernie și iarăși începem ziua următoare. Deci ziua are această dinamică de la întuneric
la lumină pentru creștine. Nu este de la lumină la întuneric. Asta este pentru omul care nu are credință. Pentru omul care are credință, vedeți și această simbologie, joc simbolistic dintre întuneric și lumină. Pentru noi creștini, lumea aceasta este o lume care merge, așa cum spuneam, inexorabil înspre moarte, înspre întuneric. Dar pentru că noi trăim cu un alt simț decât celelalte, cele cinci simțuri pe care noi le avem în trup, trăim cu un alt simț, cel al spiritului, care este al credinței, și credința este o încredințare a lucrurilor nevăzute, pentru că noi trăim conduși și după acest al șaselea simț, dacă doriți, cel al credinței, noi vedem dincolo de întunericul acestei materii opace, care vedem că se sfârșește, care are un timp de existență și apoi se distruge, vedem viața, lumina. Pentru că în toate este un plan al lui Dumnezeu și este o istorie, un timp veșnic care este prezent în acest timp muritor. Și creștinul are această credință frumoasă, spun eu, aceea de că el este conștient că pleacă de la întuneric înspre lumină, de la vecernie spre liturghie. Liturghia de aceea se celebrează și dimineața, în jurul orei ceasului al treilea, ceasul în care Spiritul Sfânt se coboară peste apostoli și se naște astfel biserica, pentru că Spiritul Sfânt este cel care îi unește, întărește și face ca apoi să, cu curaj să propovăduiască Evanghelia. Astfel Petru în ziua Rusalilor predică și se convertește multă, multă lume dintre neamuri, cei care toți înțelegeau fiecare în limba lui predicarea sa, prin lucrarea Spiritului Sfânt. Iată de ce această, deci ziua pentru creștini începe seara, de la întuneric mergem spre lumină, mulțumind pentru lumină. Câte semnificații sunt atribuite acestui început de an bisericesc, acestui 1 septembrie și lunii septembrie, pentru că noi, pe lângă, acum vom avea pe 14 septembrie înălțarea Sfintei Cruci, pe 15 septembrie sună clopoțelul și încep copiii școala. Noi tot așa începem altfel decât încep în alte țări. Tot septembrie este o, pot să o numești o altfel de naștere, că această schimbare care intervine în fiecare început de septembrie, prin, chiar și prin mersul la școală, înseamnă o înduhovnicire, o înălțare, o cunoaștere de natură spirituală. Deci nu... Da, nu vedeți că omul, până la urmă, indiferent că este în răsăritul Europei, în tradiția bizantină sau este într-o altă parte de lume, parcă intră în mod firesc în acest ritm. Adică, parcă vara este în sfârșitul unui an, lumea așa concedit după un an în care a lucrat și își ia un bine meritat timp de odihnă. Iar apoi, cu forțe proaspete, în septembrie începe lucru și chiar dacă noi civil sărbătorim anul la 1 ianuarie, adevăratul început de an este totuși în septembrie, atunci când merg copiii la școală, noi începem și ne facem proiecte, inclusiv în instituțiile în care ne desfășurăm activitatea, facem proiecte pentru un nou an. Deși și ceea ce se întâmplă practic la 1 ianuarie este de fapt o continuare a unui plan care deja s-a făcut în septembrie. Deci iată că oarecum în mod paradoxal lumea intră într-un nou an la 1 septembrie, cred că nu recunoaște. Așa și e, spune, anul școlar începe totdeauna 2014-2015, 2015 va fi 2016. Da. Deci sunt legat cei doi ani. Și dacă mă gândesc la dumneavoastră că sunteți în televiziune, nu? Programele de televiziune încep în septembrie, nu? Grila de programe da. Începe oarecum în septembrie, ca dacă se modifică ceva, se modifică în septembrie, în septembrie. Și apoi tot anul se merge cu aceeași se grilă. Noi în biserică la fel, deci la școală la fel, iată că multe instituții au acest început. Și angajările se fac în septembrie. Da, nu știam, ne vedeți. Se fac în septembrie. Vara fiind tot așa, cum spuneați, un timp al concediilor, când lumea se odihnește și nu se detașează puțin de
muncă și de toată activitatea asta și în septembrie încep să se facă târgurile, bursele locurilor de muncă, încep copiii școala, totul are un început. Atunci se pune acea cărămidă pentru o nouă zidire a noastră. Pentru că tot așa ne apropiem acum și de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. De ce a fost ales tocmai acum în septembrie să fie prăznuită această sărbătoare? Fie cinstită? Dacă în cazul nașterii Maicii Domnului a fost o alegere deliberată care ține de simbologia aceasta a cifrei 8 și a faptului că la vecernia sărbătorii nașterii Maicii Domnului sunt niște pericope din Vechiul Testament care ne vorbesc toate aceste simbologii. De exemplu, spune că înțelepciunea și-a zidit o casă pe 7 coloane, pe 7 stâlpi. Înțelepciunea fiind Iisus Hristos, care își zidește o casă pe 7 stâlpi, cele 7 zile, primele 7 zile ale lunii septembrie și primele 7 zile ale creației vechi. Se începe o nouă casă, un nou templu. Deci aici e o simbologie din Cartea Înțelepciunii. Apoi, în Cartea Prorocului Ezechiel este iarăși o pericopă în care se spune că Dumnezeu îi poruncește lui Ezechiel ca să tămâieze templul într-o viziune timp de 7 zile, iar în a 8-a zi Domnul va intra în templul acela. Iarăși referire la 7 zile, templul trebuie să fie curățat, templul fiind Maica Domnului, iar în a 8-a zi intre Dumnezeu în acel templu. Deci, dacă în cazul nașterii Domnului este această simbologie a cifrei 8, în cazul Înălțării Sfintei Cruci este pur și simplu o coincidență istorică. Deci, în data de 14 septembrie se inaugurează la Ierusalim biserica de pe Golgota, locul pe care Sfânta Elena, împărăteasa, mama împăratului Constantin, a găsit crucea îngropată. Și pe acel loc s-a zidit bazilica, care și astăzi se poate vedea și în care mulți pelerini merg. Deci data respectivă este data sfințirii, a târnosirii, a sfințirii bisericii. Noi cum ar trebui să începem acest an? Dați-ne niște sfaturi așa pentru viața noastră. Mai ales pentru pruncii care... Și pentru copilași. Pentru pruncii care încep școala. Ar fi foarte bine dacă noi, ca și biserica, am reușit să-i motivăm, deși ne este foarte greu să-i motivăm, să-și înceapă, așa cum vedem în cazul acestei sărbători, se tămâiază templul ca să se curățească, ca apoi să intre împăratul slavei. Dacă am putea să-i animăm pe copii ca să înceapă școala spovedindu-se puțin înainte, să-și curățească puțin sufletul, să unească prin împărtășanie cu trupul și sângele lui Hristos, să aibă în sinea lor prezența lui Dumnezeu în viața lor. Apoi i-aș sfătui pe părinți să aibă mare grijă la educația copiilor, în sensul că multă atenție la program. Calendarul bisericesc ne învață un lucru foarte important, că toate lucrurile au timpul lor. Și nimic nu este haotic, ci totul este prestabilit, cu o dată fixă, cu un moment fix. Nu începem ziua la amiază, nici nu începem ziua la miezul nopții. Începem ziua la o ora stabilită, o terminăm la ora stabilită. Acest lucru, cred că, în educație, din partea părinților, în mod special, asupra copilor, este extrem, extrem de important. Un copil care este învățat să aibă program, dar un program cu înțelepciune ales. Adică, în primul rând, vin foarte mulți părinți să se plângă din cauza faptului că copiii nu mai pot stăpâni la calculator, de exemplu. Sau că fac anumite activități în mod obsesiv și foarte mult timp dedică anumitor lucruri, uitând de lecții sau de aprofundări, de lecturi și așa mai departe. Și aici e foarte important în familie să se transmită copilului ideea de program. Nu e problemă că se uită la calculator, că navighează pe internet, că discută cu prietenii sau se joacă un joc, dar când știe că are la dispoziție o oră să facă acest lucru să fie sfânt în familie. Este ora acum de făcut lecțiile, facem lecțiile. Este ora de joacă, de recreere, te duci și stai cu prietenii, te joci în fața blocului sau
îți vizitezi prietenii. Este timpul somnului, la ora respectivă încercăm să ne culcăm. Deci, e foarte, foarte important pentru sănătatea trupească, intelectuală și sufletească a copilului acest program. Este zi de duminică. Este ziua Domnului să fie părinții atenți și la acest aspect. Omul nu este doar trup care trebuie spălat, hrănit, îmbrăcat, alimentat și așa mai departe, căruia să-i se acopere capul ca să nu-l ploaie. Nu este doar minte care trebuie dezvoltată, în care, sigur, trebuie să dezvoltăm ca să trăim în această lume bine și frumos. Dar omul are și o latură nevăzută, care este veșnică, cea a spiritului, cea a interiorității, a conștiinței, care trebuie hrănită și ea, așa cum îmbrăcăm, spălăm și hrănim trupul care trăiește 70 de ani pentru cei putere 80 de ani, iar apoi se întoarce din cele din care a fost zidit, adică pământ și cenușă. Și avem atât de multă grijă pentru el, îi dăm copilul la sport să-și aibă un trup armonios. Foarte bine! E foarte important să facă activitate fizică, să nu stea toată ziua la televizor și în fața calculatorului, devenind diform în poziția trupului, pentru că Dumnezeu ne-a făcut frumoși. Ne-a făcut să fim frumoși în toate aspectele vieții noastre, și trupește, și mental, cultural, Da. afectiv, emoțional, cât și spiritual. Deci avem multă grijă de trup, uneori exagerat, îl îmbrăcăm cu cele mai așa, îl hrănim cât mai bine, foarte bine. Avem grijă de minte, să o alimentăm cu lucruri sănătoase, cu lecturi ziditoare, cu marile minți ale lumii. Copilul trebuie să le cunoască, să aibă contact cu ele, să se viziteze cu acești mari genii ai lumii. Are nevoie de dimensiune afectivă, de atenție din partea părinților, de timp dedicat. Are nevoie de încurajare. Are nevoie de dojană uneori, făcută din dragoste, nu de dragul de a ne descărca pe copii pentru că avem probleme la servici și atunci pe cei nevinovați ne descărcăm imediat ce observăm o problemă care există în comportamentul lor. Dojană înțeleaptă, cu vorbă blândă, cu momentul potrivit, pe tonul potrivit. Degeaba îi spui copilului când vezi că este nervos, stresat de la școală și tu vii de la servici iarăși stresat și nervos, acolo vor fi scântei. Ales momentul potrivit. Deci și dojana și cultura să meargă să cunoască și alte activități extrașcolare. Poate un instrument sau orice altceva, o expoziție, o mers la filarmonică, la teatru. Orașul nostru, din fericire, oferă aceste posibilități, prea puțin frecventate, din păcate. Și apoi această dimensiune spirituală. Îmi amintesc acum de un cuvânt a Sfântului Ioan Gură de Aur, care cu siguranță este foarte actual și în zilele noastre, când le dă acest sfat părinților și roagă cu lacrimi să aibă grijă de sufletele copiilor lor, că nu formăm numai niște profesioniști, ci Oameni oameni. pentru viața veșnică. Da. Și în această dimensiune trebuie un pic insistat, pentru că aici suntem deficitari, ca și părinți. Avem toată grija pentru cele trupești, pentru cele mentale, care îl ajută pe copil să devină un om pentru această lume, dar ne preocupăm mai puțin de cele sufletești. Aud adesea părinți care spun: a, nu-l trezesc pe copil duminica la slujbă că doarme, că toată săptămâna e la școală, are activități, nu știu ce, sâmbătă și duminica doarme un pic mai mult. E o opțiune cu care eu nu sunt de acord și biserica nu cred că este de acord. Ideea este de a încuraja pe copil măcar o dată pe săptămână. Deci avem 6 zile în care să umblăm după ale noastre. O oră jumate în decursul acestor nu știu câte ore de peste săptămână în care să le dedicăm lui Dumnezeu, ca și tânăr, ca și adult, ca și orice. Nu cred că mi se pare o cerință exagerată din partea lui Dumnezeu și a bisericii. Avem într-o zi 24 de ore. A Da. dedica 10 minute dimineața unei rugăciuni de interiorizare și 10 minute seara unei rugăciuni și eventual unei lecturi din Sfânta Scriptură sau dintr-o carte de spiritualitate. Din cele 24 de ore ne mai rămân 23 de ore și 40 de minute.
timp pe care să-l dedicăm somnului, fotbalului, învățăturii și altceva. Nu cred că sunt cerințe exagerate. Și cu toate acestea, dacă noi dedicăm cu seriozitate și cu fidelitate aceste minute zilnic, dimineața și seara, și acea oră, jumătate, două, care, în care mergem duminica la biserică și în sărbători, acele lucruri dau roade. Dau roade neașteptat de mari. Pentru că Mântuitorul ne făgăduiește când spune că căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea ei și toate celelalte vi se vor adăuga. Deci noi dacă punem la temelia educației noastre, a copiilor noștri, a pruncilor noștri, această dimensiune spirituală care este încă o dată, ea este cea eternă. Această latură nevăzută a noastră durează pentru veșnicie, pentru că Sfântul Apostol Pavel spune nu carnea și sângele vor moșteni împărăția cerurilor. Deci nu trupul moștenește împărăția cerurilor, ci un trup transfigurat care vine din măsura în care, în măsura în care noi am avut o parte lăuntrică hrănită de Spiritul Sfânt și de rugăciune, care este acest liant, această legătură între partea nevăzută a noastră și Dumnezeul cel nevăzut. Mai ales în contextul vremurilor pe care le trăim, aceste interiorizări, acestui refugiu în a te dedica mai mult unor preocupări dintre astea strict, de a socializa prin toate mijloacele de comunicare care sunt acum la îndemână și mai puțin de a realmente de a face parte dintr-un grup, de a te implica într-o acțiune creativă sau umanitară, de dialog, au început să fie tot mai rare și tocmai acesta este unul dintre semnalele pe care le dă și biserica și societatea de a încerca cumva să-i ajutăm pe tineri să nu fie robi ai acestor preocupări care să-i stoarcă de energie și timp, să le răpească timp pe care ar putea foarte frumos să îl folosească pentru ceva creativ și ziditor, realmente ziditor pentru sufletul lor, să nu fie atât de egoiști, să nu fie atât de interiorizați, să necomunicativi. Este foarte important să se dedice. Omul este o ființă eclezială prin definiție, adică o ființă care are absolută nevoie de comuniune pentru a putea să se dezvolte frumos și armonios. Nu ne putem dezvolta individualist. În măsura în care noi ne deschidem, noi suntem persoane, prosopon, înseamnă deschiderea, o ființă deschisă. În momentul în care noi trăim această deschidere în toate dimensiunile vieții noastre, față de cel de lângă tine, nu te poți închista în propria ta lume, pentru că atunci trăiești într-o lume iluzorie. Lumea reală este cea a întâlnirii dintre cel puțin două persoane. De aceea copilul este foarte important să fie educat în spiritul acesta al întâlnirii reale, al contactului real cu lumea, nu cel virtual care îl oferă lumea calculatoarelor sau a jocurilor. Și apoi aș mai spune o chestiune de zidire apropo de a dedica timpul. Cred că e foarte important dacă noi părinții am înțelege că timp ziditor pentru copil este și acela de a-l lăsa în pace și de a nu-l stresa cu activism. Adică să-i fixez în fiecare minuțel al zilei o activitate care trebuie făcută. Trebuie să-l lăsăm pe copil să-i acordăm acel spațiu în care el să stea cu el însuși sau pur și simplu să nu facă nimic. Să aibă timpul acesta de respiro, în care să se asculte pe el însuși. Așa cum noi avem nevoie uneori de momente pentru a ne întâlni cu noi înșine, pentru a ne asculta, fără să facem nimic, pur și simplu de tăcere, de liniște. Sau acel dolce far niente, care îl spun italienii, adică acea stare în care suntem într-o fel de repaus, de pauză. Cred că e foarte important să acordăm copilul. Copiii noștri sunt hiperactivi și din cauza faptului că le impunem un stil alert de existență. Ei nu mai au timp să se întâlnească cu ei însăși, să facă lucruri care în aparență sunt inutile, dar care pentru sănătatea și mentală, și trupească, și spirituală, este foarte, foarte important acel timp al întâlnirii cu el însuși sau lăsați copiii câteva ore, o oră, două să stea să facă ce vor ei. Nu trebuie să le stabilim punct și virgulă noi părinți ce trebuie să facă.
Din păcate, observ această tendință a activismului în rândul părinților. Această neîncredere oarecum, cum că dacă eu nu-i stabilesc copilului meu în fiecare minuțel al viețului ce trebuie să facă, el nu este capabil să ia decizii. Ei bine, trebuie lăsat să ia decizii. Trebuie lăsat să se confrunte cu el însuși. Poate nu vor fi cele mai inspirate sau cele din greșeli mai învățăm. Reușite, dar trebuie lăsat. Părinte, ne aflăm la finalul emisiunii. Sperăm că toate aceste lucruri pe care le-am discutat și acest cuvânt de început de an școlar să rodească în inimile părinților și a copiilor, să-și găsească fiecare drumul său și vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Stimați telespectatori, vă dorim zile binecuvântate și să rămâneți în continuare cu Informația TV. Toate cele bune!